un nou vlog. Asta este săptămâna vaccinării, ca să-i spun așa. Joi ne vom vaccina, avem programare. Azi este luni, așa că mai avem puțin. Tocmai ce am filmat un clip, un haul de la Import Direct, care cred că o să apară înainte acestui vlog. Cred, dar nu știu sigur. Dacă a apărut deja, vă las link în descriere. Mereu zic chestia asta și mereu uit. Nu știu ce mai zic chestia asta. Ori o să fie link în descriere, ori dacă nu îl găsiți voi pe canalul meu. Cam asta este mini-dezastrul lăsat în urmă. Zic mini-dezastru pentru că a fost și mai rău la alte filmări. Am perna pe jos pentru că am stat pe jos ca să filmez. Când am cutii din astea foarte mari, nu am unde să le pun în altă parte, așa că stau pe jos și mi-amorțesc toate celea. Dacă mai am pus perna, așa a fost mai ok și astea sunt produsele pe care le-am luat și pe care le-am filmat. Și aș mai fi vrut să filmez un clip și anume trecerea la parfumurile de primăvară, să fac schimbarea între cele de iarnă și cele de primăvară, dar nu cred că mai am timp azi, așa că poate mâine o să reușesc să filmez și pe ăla, pentru că eu încă mai am parfumurile alea grele de iarnă puse aici pe măsuță și în suportul acela. Nu că vremea de afară ar da semne că s-ar încălzi, dar, nu știu, vreau să invoc așa primăvara și să schimb parfumurile. O să vină și clipul acela cât de curând, sper eu. Au trecut vreo două zile și n-am mai filmat nimic pentru vlog, n-am filmat nici clipul cu parfumurile. Acolo, în spate, da, vedeți, așa, încă sunt parfumurile de iarnă. Da, asta și pentru că am fost destul de ocupat marți în special. Și ieri nu prea am avut stare să filmez clipuri cu parfumuri de primăvară pentru că a nins. A nins foarte tare în prima parte a zilei, după aia și soarele. Da, vreme de Anglia, am putea să spunem că avem momentan. Da, și astăzi mergem la vaccin. Gata, este ziua vaccinului. Cam într-o oră, o oră jumătate, cam așa plecăm. Trebuie să ajungem în Vorona, în județul Botoșani. Și facem cam vreo 2 ore, 1:50 până acolo, ceva de genul acesta. Și apropo de Vorona, am descoperit zilele trecute o chestie, stați așa să vă arăt. Se pare că avem spirit Vorona în casă. Da. A fost o coincidență, vă dați seama, pe ăsta l-am cu mult timp înainte să fac programarea la vaccin. Și m-am distrat, l-am văzut acum vreo câteva zile și am făcut legătura. Na, nu era greu să faci legătura. Și m-am distrat că, uite, a fost o coincidență, a fost o prevestire, așa ca să zic. Mă rog, între ghilimele. Din câte știu, ei au acolo o distilerie, fabrică, mă rog, în care produc, da, acolo la asta sanitar, spiritul. Și dacă nu mă înșel, și vodka Voronskaya este tot de acolo. Adică, na, noi mergem chiar așa în orice localitate. Da, bun, mai avem puțin. Eu deja sunt îmbrăcată, mi-am luat tricou ca să fie simplu pentru înțepat. Și îmi iau o jachetă ceva pe deasupra. Mai stăm puțin și ne pornim la drum. Ne-am pornit, acum suntem puțin la benzinărie ca să alimentăm și pe Waze mi-arată că facem 1:42. Deci ne-am încadrat, numai că am văzut că sunt niște zone cu roșu, cu trafic pe acolo. Da, sperăm să fie ok să ajungem la timp. Teoretic, noi ajungem cu jumătate de oră mai devreme față de ora la care suntem programați. Da, să vedem cum o fi și drum. Da, suntem vaccinați cu prima doză. Au mers totuși super repede, am putut intra acum. Nu au fost probleme pentru că mai era doar o persoană înainte și am putut intra. Am completat formularul ăla ce era și ne s-a luat tensiunea, după care a urmat vaccinul. Eu am făcut în mâna stângă și a fost o simplă înțepătură. N-am simțit mare lucru. Și acum, na, momentan e ok, nu simt nimic. Telefonul se comportă mai dubios, dar... da. Momentan nu simt nimic, o să vedem mai încolo. Înțeles că oricum o să apară o durere de braț la un moment dat. Dar acum, tu simți ceva? Nu. Nu simte nimic. Nu că-s durere. Nu, e ok tot. Da, încercăm să controlăm totul cu minte de acum înainte. Mm-hmm. Da, cam asta este. După aia, peste 28 de zile la rapel. Și, na, să sperăm că o să fie totul bine. Și să putem spune cumva adio pandemiei. Cel puțin pe partea noastră. Da, sau COVID-ul în sine mai degrabă, corect, nu pandemie. Da, și acum mergem înapoi acasă la Cezulică. Ce faci, măi? Ce faci, măi? Iubirică, obereică. Ce te uite la mine? Unde am fost plecați? Unde am fost? Unde am fost? Asta ne întrebi? Unde am fost? Da,
Tu vrei să te joci? Tu ai chef de joacă. Ai chef de joacă. Am ajuns deja acasă, după cum poate v-ați dat seama, mai înainte l-am filmat pe Gezulică și am și mâncat ceva între timp pentru că nu mai puteam, era foame. Momentan totul este în regulă, mă doare foarte puțin mâna atunci când o mișc, când ridic, mai ales când ridic mâna, dar în rest n-am nicio problemă. Imediat ce ne-am urcat în mașină am simțit așa că parcă fără vlagă mâna, era greu așa să o mișc, o mișcam în reluare, dar acum nu mai am problema asta, e în regulă, e ok, dar mă doare foarte, foarte puțin la mișcare, după cum spuneam. Dar nu este absolut nimic supărător, mai văd mai încolo ce se mai întâmplă. În rest, n-am avut nimic. M-a luat o stare de somnolență după ce am plecat din Vorona, dar cred că era și de la drum și de la oboseala adunate. Nu știu dacă era neapărat din cauza vaccinului, dar din nou mi-am revenit, am dat și drumul la geamuri să intre puțin aer rece și a fost totul în regulă. Deci, până acum, cam asta este experiența mea. Nu vreau să conving pe nimeni cu aceste cadre, nu ăsta este scopul meu, pur și simplu vreau să vă spun prin ce am trecut eu cu vaccinul, care a fost experiența mea și cum m-am simțit. O să mai fac update-uri și mâine și zilele următoare, că o să mai întind vlogul pe câteva zile, să vă spun exact ce și cum. Fiecare face ce crede de cuviință, eu nu încerc să promovez nimic aici, așa că vă rog și pe voi să fiți decenți în comentarii și să nu încercați să mă convingeți pe mine de reversul medaliei, ca să spun așa. Eu chiar sunt foarte împăcată cu ce am făcut astăzi, cu vaccinul pe care l-am făcut. Așa că mergem tot așa înainte și cred că trebuie să rectific ceva ce am spus când am ieșit din centrul de vaccinare, că am zis ceva genul că spunem adio pandemiei și COVID-ului. În fine, cred că am exagerat puțin. Cu siguranță o să mai dureze ceva până o să spunem adio pandemiei și chiar dacă am făcut vaccinul și o să facem și rapelul, asta nu înseamnă că nu ne mai putem îmbolnăvi, doar că o să fie forme mai moderate, mai slabe, nu o să ajungă la forme foarte grave de spitalizare, Doamne ferește. Și cam ăsta este și scopul vaccinului. Bine, primul scop ar fi să nu mai faci deloc boala, dar na, cum eficiența nu este 100%, scopul următoare, ca să spun așa, ar fi să faci o formă foarte ușoară a bolii, să nu mai prezinte un risc atât de mare, practic. Bun, cam asta cred că a fost pe ziua de astăzi. Dacă se mai întâmplă ceva, nu știu dacă mai apare vreun simptom, vreun efect advers, vă dau de știre. Dar momentan cam asta este, cu durere de mână, o durere ușoară, mai mult când mișc mâna. Când stau așa, nu simt nimic. Da, mai vedem în orele, zilele următoare. E deja a doua zi, după cum poate v-ați dat seama, și am zis să revin cu un update la voi. De aseară a început să mă doară mai tare brațul și mă doare și astăzi destul de tare, dar se simte ca o febră musculară. Cu siguranță ați avut în viața asta măcar o dată febră musculară și știți cum vă dor mușchii și vă este greu să vă mișcați mâna sau, mă rog, piciorul în funcție de unde este localizată febra musculară. Cam așa este. Când stau cu mâna în jos, cum ar veni așa în momentul ăsta, e ok, dar dacă încerc să ridic așa puțin mai mult, începe să mă doară. Și, stăte așa, mă doare fix partea asta, atât. Partea asta, aici a fost făcut injecția. Și azi noapte am simțit așa, cumva prin somn, că mă doare când mă întorceam pe partea stângă și mă așezam cumva pe mână. Eram, nu, întoarce-te înapoi că doare mâna. Dar nu e ceva grav, vă dați seama. Cred că o să treacă într-o zi, două, deja nu o să mai fie probleme. În rest, n-am avut niciun alt efect advers. Ceea ce zic eu că este ok. Da, cu mâna, știți, ca și cum ai fi făcut vreo 50 de flotări deodată. Nu că eu aș ști ce înseamnă chestia asta, pentru că nu am făcut niciodată 50 de flotări deodată. Dar e așa ca după un efort fizic mai hardcore, să-i spunem. Bun, acum sunt îmbrăcată pentru că trebuie să mergem în Carrefour să facem ceva cumpărături și poate am să intru și prin Pepco. Acel poate este între ghilimele, v-ați dat seama. Am să intru prin Pepco, să văd ce mai adus nou și dacă mi-atrage ceva atenție. Este sâmbătă dimineață, sunt aici cu Gezulică, care doarme, evident, nu are nicio grijă în lume. Și dacă vedeți ceva roșu în fruntea mea, să știți că mi-am zgândărit eu o chestiuță pe aici, da, trecem peste. Voiam să vă mai fac un update referitor la ce s-a întâmplat aseară și la câteva efecte adverse pe care le-am mai avut la vaccin. Bun, vă spuneam că trebuia să mergem în Carrefour, am fost în Carrefour. Și când m-am întors, m-a luat o oboseală din aia cruntă. Trebuia să mai lucrez ceva și m-am pus la birou și mi-era foarte greu să stau pe scaunul de la birou. În fine, am terminat ceva de lucrat și m-am băgat în pat.
Și m-a luat și cu frig așa puțin, deși dădusem drumul la centrală și se încălzise destul de tare în casă, dar m-a luat așa cu frig. Am băut un ceai cald și mi-am revenit, m-am încălzit pe partea asta, a fost ok, dar tot simțeam oboseala aia așa în corp, parcă nu aveam vlagă să fac nimic, era așa un fel de epuizare, să spunem, cam așa se simțea. Dar acum sunt ok. Am dormit, evident, azi noapte am dormit destul de bine chiar și acum sunt ok. V-am zis, starea aia de frig îmi trecuse de aseară după ce am băut ceaiul acela cald și oboseala a trecut peste noapte, cum am și dormit, m-am odihnit și acum sunt ok. Nici brațul nu mă mai doare așa de tare, pot să ridic, da, fără să mai fac grimase, fără să mă doară. Tot mă doare la atingere mai mult acum. Dar pot să mișc mâna fără probleme. Așadar, e din ce în ce mai ok. Oricum și starea aceea de oboseală excesivă și frisoanele sunt efecte adverse trecute în prospectul de la Moderna. Nici nu cred că v-am zis că am făcut Moderna vaccinul. Nu știu dacă v-am menționat. M-am menționat acum, dacă nu. Da, sunt trecute în prospect, deci sunt de așteptat la anumite persoane. Eu am fost una dintre acele persoane. E ciudat că nu am avut aceste stări în prima seară în care am făcut vaccinul, am avut a doua seară. Da, na, depinde și corpul cum reacționează, dar acum totul e spre bine. Bun, și vă spuneam că am fost în Carrefour și că trec și prin Pepco. Am trecut prin Pepco, dar n-am luat nimic. Sunt puține dățile în care intru în Pepco și ies cu mâna goală. Și asta a fost una din acele dăți, dar nu mi-a tras nimic atenția așa în mod deosebit să zic da, vreau să dau bani pe chestia asta. Am văzut câteva chestiuțe, dar au băgat niște treburi deja pentru vară, cum ar veni, niște pahare colorate, niște pernuțe colorate și pături așa cu modele de-astea exotice, să-i spun, dar nici nu aveam nevoie de ele și nu m-au atras atât de tare. Așa că n-am lăsat niciun ban ieri în Pepco, ceea ce este foarte bine, nu pot să spun că mă supăr. Și mi-am adus aici câteva chestiuțe pe care le-am luat din Carrefour. Pe lângă mâncare și așa mai departe, am luat și niște prostioare, să le spunem. Stați așa să le aduc mai aproape, dăm deoparte telecomanda, să le avem la îndemână. Bun, au ei un sector, să-i spun așa, cu produse de-astea asiatice. Și mi-am luat și eu niște noodles, ăștia o să fâșie, cu kimchi. Așa arată. Tot am auzit de acest kimchi în stânga și în dreapta, pe Instagram în mod special, dar n-am gustat niciodată. Și am zis că hai să încerc. Au fost 8,99 lei. Cam scump dacă mă întrebați pe mine pentru o pungă de noodles, da, mă rog, am zis că hai, odată în viață să încerc și eu. Cred că este ușor picant acest kimchi și nu știu sigur dacă o să-mi placă. Și știam chestia asta când i-am luat, dar am zis, hai totuși să încerc să nu mor proastă. Am să văd când o să-i fac și dacă îmi plac, o dau de știre. Dacă nu-mi plac, am să vă dau de știre. Dacă nu uit, bineînțeles. Da, i-am luat pe ăștia și am luat niște iaurturi de la Alpro, care cred că sunt noi, cel puțin așa scrie acolo. Am așa, unul cu cocos și zmeură. Mie îmi place foarte mult cocosul, zmeura... depinde de combinație, dar am zis hai să văd ce e cu el. Și unul cu mango. A, și este iaurt grecesc ăsta cu mango. Mă rog, iaurt. Știți că așa de la Alpro au produse fără lapte, efectiv. Sunt din soia, cred. Sunt vegane, dacă scrie aici. Dar sunt Greek style, așa, în stilul iaurturilor grecești. Și de asta sunt mai curioasă, pentru că mango îmi place foarte mult în diverse combinații. O să vedeți îndată că mai am ceva cu mango. Mi-am mai luat o porcărioară de la Nescafe Shakeissimo, îi spune. Cappuccino latte, este din ăsta gata preparat. Eu de obicei nu prea cumpăr treburi de genul ăsta. Se întâmplă foarte rar, odată la, nu știu, ceva ani. Sau odată pe an, să-i spunem, maxim. Și, nu știu, mi-a făcut cu ochiul, mi s-a făcut poftă și am zis că hai să-l iau. Și voiam să-l beau în dimineața asta. Dar am uitat de el. L-am văzut când am vrut să scot iaurturile să vi le arăt vouă și între timp mi-am făcut un 3-in-1 aici. Așa că o să rămână pe mâine, probabil, nu știu dacă mai beau azi ceva cu cofeină, că ar fi prea mult pentru mine, dar mâine sper să nu uit. Și am luat două ceaiuri de la Fares, n-am luat de mult ceai de la Fares și am așa, unul cu vișine și vanilie, din care am băut aseară, m-a spus că mi-a făcut aseară un ceai ca să mă încălzesc și acesta a fost și e ok, e ușor acrișor de la vișine și aromat cremos de la vanilie, e bunuț. Și al doilea este acesta cu caise și mango. V-am spus că mai este ceva cu mango.
Din asta n-am încercat, nu știu cum este. Dar m-a atras pentru că are mango. Mie, în general, nu prea îmi plac ceaiurile clasice, ceaiurile de fructe, deși astea sunt cu fructe, dar nu-mi plac alea cu fructe de pădure, cu căpșuni, cu afine, nu știu, chestii de genul ăsta, nu mă atrag în mod deosebit. Dar astea mi s-au părut interesante pentru că ăsta are mango și pentru că ăsta are vanilie. Și mie îmi place și vanilia, îmi place și mango, așa că am zis, hai să le încerc. Și am luat un buchet de frezii. Cred că v-am mai spus eu într-un vlog anterior că am tot căutat frezii și le-am căutat în Kaufland și n-am mai găsit. Am găsit în Carrefour, doar că încă n-au înflorit, dar hai să vi le arăt. Le-am luat special pe cele care aveau mai mulți boboci ca să înflorească acasă, pentru că cele care erau deja înflorite acolo în magazin erau cam obosite, erau cam trecute. Însă sper să înflorească totuși. Aici văd că cred că o să dea bobocul ăsta și ăștia de aici. Sunt albe, cred, astea și am și ceva cu mov, parcă, sau ceva genul ăsta, dar aici cred că se vede. E duminică, e soare, e cald, în sfârșit, așa că vrem să ieșim la o plimbare. O să mergem cu Jezulică până la Palace, să lăsăm pe acolo să alerge, sperăm, să putem să lăsăm liber, să se bucure și el puțin de soare și de căldură. Mi-am luat o bluză cu mânecă lungă totuși, ca să fiu sigură, și pe deasupra am să-mi iau o geacă de piele, mă rog, piele, mușama, imitații din aia de piele, și să văd cu ce parfum mă dau. Apropo, am reușit să fac și schimbarea cu parfumurile de iarnă, între parfumurile de iarnă și cele de primăvară, am filmat ieri și clipul, și acum vreau să aleg un parfum așa mai ușurel, care să se potrivească cu vremea de afară. Să vă arăt un sneak peek și o să aleg, le-aș alege pe toate. Hai să merg totuși pe Miss Dior. Avem aici una bucată Tibi. O care trebuie dacă faci poză. Arăți foarte bine. Mulțumesc și toate. Și să vă arăt frizile. Adică astea. Vă arăt friză. Cu focus, vă rog. Cu focus? Așa. Am început să înflorească. Foarte frumoase, foarte frumoase. Mirosul nu e chiar cum mă așteptam. Așteptam să fie mai puternic. Dar măcar înfloresc. Sper să înfloresc toți bobocii ăștia ca să arate așa frumos și să fie plină vaza. Și Jezulică e pregătit, bineînțeles. Mergi la plimbare? Mergi la plimbare, puiuți? Mergi, mergi. Te lăsăm să alerți, te bucuri de iarbă, de căldură. Deci n-am apucat să filmez, dar Jez a venit, fugă și a căzut direct în bazin. Da, noroc că nu e foarte înalt, dar era direct acolo, hai dacă era apă. Măi, prostuțule, unde ești? Unde ești? Jez? Mai. Aia că ești bine. Oi, dar te-o plecăm, mai lui. S-a dus, pom, fix în bazin. Nu cred că n-ai filmat. Și n-am filmat, n-am apucat să filmez. Înghețată pe anul acesta, mi-am luat o cupă cu fistic și Jez e disperat după oameni, după căței, după iarbă, după boscheți, după tot ce se poate. Nu mai poate de bucurie, e fericire maximă pe capul lui. Gata plimbarea deocamdată, am venit până la Trumpets, nu știu dacă vedeți în spatele nostru sigla, și mi-am luat un iced tea, Tibi și-a luat o bere. Și dai din cap. Așa. Și după aia o să popăm ceva, Tibi și-a luat un burger, evident, și au niște cartofi cu ceva parmezan și usturoi. Am vrut ceva cu cetar și carne de vită, dar nu aveam. Așa că ne mulțumim cu parmezan și usturoi și chestia asta ce mi-a luat aici, ceaiul, e foarte interesant pentru că, stați să vă arăt. Deci, am cana cu apă fierbinte aici, am pliculețul de ceai, mă rog, ca un fel de piramidă, și aici o carafă plină de gheață. Deci, practic, trebuie să fac întâi ceaiul, să-l las infuzat, după care să-l torn, cred, peste gheață, să am iced tea. Eu am crezut că vine gata făcut, dar se pare că e un fel de DIY.
Cu magnolia în spate, nu știu cât o vedeți, dar să știți că am filmat-o, o să vedeți în vlog. Am să-și încheie acest clip aici, așa că vă mulțumesc ca de obicei foarte mult pentru vizionare și ne auzim la clipurile viitoare. Vă pupăt! Pa!